Iată-ne din nou la Talk Shock, aici, la N24+. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în vremuri ceva mai dificile, de criză, de exemplu, societățile au tendința să, bineînțeles, să găsească cu oarecare facilitate tot felul de țapi spășitori. O vreme, de bună seamă, clasa politică, politicienii, parlamentarii, prim-ministru, președinte, oculta internațională, masoneria, răzmasoneria, etc., etc. La noi, la români, mai bine zis, în România, aud din ce în ce mai des firea la naibii țiganii ăștia, firea la naibii din cauza lor, a romilor, a țiganilor, în tot felul de situații dificile, de bună seamă, sunt invocați din ce în ce mai des țiganii. Sigur, și dumnealor au grijă din când în când să ne și dea ocazia să ne arate că există, și nu în cele mai, eu știu, plăcute sau civilizate forme. De aceea cred că se impune o dezbatere, cât de cât, în modesta mea emisiune, despre condiția romilor în România, în Europa, despre existența lor, și intenționat am pus un titlu acestei emisiuni, și anume, titlul principal este Traisas Anditan, este în limba romanis, ceea ce înseamnă trăim împreună. Pentru că așa e, trăim împreună, ne este sortit să trăim împreună. Noi, eu știu, vreo 18-19 milioane de români, dumnealor, după recensăminte mai mult sau mai puțin exacte, între 300 și 500 de mii, în opinia mea, peste 3 milioane, deci iată deja o componentă demografică mai mult decât importantă. Milioane de țigani, milioane de romi. Iată, întotdeauna o spun și pe o formă și pe cealaltă, pentru că au fost chiar romi care oarecum au făcut observație de ce nu-i numesc țigani, respectiv au fost și foarte mulți țigani care s-au cam supărat că nu i-am numit romi. Despre condiția romilor, a țiganilor în România, deci o discuție împreună cu domnul Adrian Edu, președintele Asociației Creștin-Democrate a Romilor. Bine ați venit, ați revenit, domnule Edu, la mine în emisiune. Bună ziua! Domnul Marin Cimpoeru, Liga Creștină pentru Drepturile Romilor. Bine ați venit! Bună ziua! Pentru prima dată la mine în emisiune și, iată, ceva ce poate ar mira pe unii, domnul avocat Nicolae Călinescu, român s-a dat, dar membru în Asociația Creștin-Democrată a Romilor. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Prezentați, să spunem așa, o primă formă de conviețuire, de trăim împreună, aici, în România noastră. Domnilor, v-am invitat pentru că, așa cum ați văzut din introducerea mea, din ce în ce mai des se aude din cauza țiganilor. În același timp, și romii au grijă, cu câte o pățanie sau alta, să dea ocazia unor asemenea remarși. Domnule Edu, haideți să începem cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele 2-3 săptămâni. Chiar în zilele Sfintelor Sărbători de Paști, peste 100 de romi, din vari motive, mă rog, tabăra lor de undeva din Italia, de la Roma, a fost desfințată, o tabără ilegală de bună seamă, și s-au refugiat într-o biserică, într-o bazilică chiar, într-o catedrală catolică, provocând opinia publică internațională, care de bună seamă nu a văzut cu ochi buni un semn de violență într-o biserică, într-o catedrală, tocmai în zilele de Paști. Adevărat, dânsii n-au distrus nimica. Papa Benedict al XVI-lea, făcând în ziua Sfintelor Paști chiar gestul creștinesc de a le trimite ouă vopsite, cozonaci și așa mai departe acolo. Dar totuși, simplu gest. Iată, a dus știrea de jur împrejurul globului. Romi din România ocupă o biserică. E ceva ce nouă românilor nu ne pică bine. Pentru că în același timp și noi, majoritarii românii, suntem stigmatizați.
voi ăia din România. Deci în lume, pe continentul european, nu se face deosebirea. Suntem toți din România. Deci ce facem bun ne privește pe toți, respectiv ne măgulește pe toți, dar și ce unii dintre noi fac rău ne atinge pe toți. Cum vedeți, de exemplu, acest moment? Dumneavoastră, ca om de etnie roma. Da, deci în primul rând îi mulțumim domnului Papa Benedict, nu? Da, Papa Benedict al XVI-lea, care a dăruit, e sanctitatea sa, nu e da, simplu domnul. Care a dăruit, cum a spus dumneavoastră, o da, o obsite. Da, cam ce se dăruiește de da. Sfintele păi Paști. Trebuie să dea o obsite, că și noi suntem vopsiți. Mă rog, da. Și cea mai mare problemă este cu autoritățile din Italia. Că este o mare problemă. Da, mi se pare că au ceva cu romii, cu țiganii. Da. Nu toți țiganii din Italia fură. Sunt convins. Da. Sau, cum să zic eu, cerșesc sau... Sunt unii țigani care se duc la muncă și muncesc. Dar iată aceștia care poate ori fi fost oameni de treabă și au instalat o tabără ilegală. Deci din start au făcut ceva ilegal. Deci dacă dumneavoastră știți de atâta timp că oricine cere ajutorul bisericii este primit și... Iată, biserica catolică, catolică a dovadă. Da, da. Nu i-a bruscat, nu au fost dați afară. Deci nu au fost, da. Însă, repet, impactul pe care gestul a avut era pentru prima dată, poate în secole, că niște oameni, nu contează ce fel de oameni și pentru ce sau din ce cauză, tocmai au ocupat o catedrală. Domnul Braia, bine că n-a intrat într-un mol. Poate era să mai ocupe bine. Acolo sau o fabrică de mașini. Dumneavoastră îi considerați pe romii din Italia, de exemplu, discriminați, iarăși așa, în general? Ce vești aveți? Poate aveți mai multe vești. Deci 60% da. Sunt discriminați. Da. Păi și dacă sunt discriminați, de ce nu vin înapoi în România? Păi n-ați spus dumneavoastră că suntem 3 milioane? Păi da, dar aici, păi dacă aici o să vină toți romii înapoi? Păi da, dar n-au plecat de aici? Da, dar dacă ar veni toți înapoi, ce-am face? Nu sunt locuri de muncă. Am trăit cum am mai trăit. Asta e, împreună. Păi da, atunci erau locuri de muncă, puteau fiecare țigan să aibă familia lui și ce să pună pe masă, mâncare, îmbrăcăminte la copii, caiete pentru școală și așa mai departe. Acum nu se mai poate. Și era ceva mai mult fier vechi. Bineînțeles. Care s-a cam terminat. Până nu mai e, nu mai e. Până și fierul vechi. Și în Germania să... Da. Da. I-a prins adineori. Domnule Cimpoieru, conduceți o organizație pentru apărarea drepturilor romilor. Romilor. Li se încalcă drepturi? Nu, noi suntem ca să putem să angajăm romii, să îi ajutăm pe romi. Dar vin mulți la noi și spune, nu avem servicii, ce facem? Ne ducem sau îi trimitem la fabrica... N-au servicii, dar n-au nici calificări. Unii au, unii nu au. Într-adevăr, de exemplu, un analfabet este foarte greu să găsească în ziua de astăzi orice serviciu. Da. Trebuie măcar o oareșcare știință de carte. Și necalificat. Am băgat pe șantiere. Când vede că suntem romi, îi gonește. Ce n-am nevoie? S-a angajat. Dacă ne ducem noi ca lider la inginerul sau maestru sau șeful de acolo de șantier, și păi stați, dumne, că să vezi că nu știu ce că... Păi da, dumne, dar ce nu l-am angajat? Și nu sunt primiți. Da, nu sunt primiți. Atunci romul și țiganul, de-aia pură, de-aia face, că n-are cu ce să trăiască. Are 7-8 copii în familie. Cu ce îi ține? Păi, domnule Cimpoieru, iată o idee, cel puțin din ce vedem cu toții, vorbesc ca substanță de construcție, acele fastoase, somptoase clădiri cu turnulețe, volum mare de construcții. De ce romii, care se simt, eu știu, într-un fel sau altul dezavantajați, nu înființează ei firme de construcții ale romilor și care să fie angajați de acei noi nababi ai etniei romilor? Că o casă din aia
Să știți că e în valoare de vreo 1,5-2 milioane de euro, da. Din care constructorul ia vreo 1 milion sau 3/4 de milion de euro. Din 3/4 de milion de euro și-ar păstra proprietarul firmei 1/4 de milion și 1,5 milion ar da unor romi muncitori angajați de el să construiască clădirile romilor. Iată, am făcut o succesiune logică a unei posibilități de încadrare într-o muncă a unor romi. Lucru, da, care nu se întâmplă. Dar acolo sunt pițe, figuri care de mai care să facă castele, blocuri și alții mor de poate. Dar multe, domnul Cimplă. Sunt. Sunt și înspre... Sunt deja așezări întregi. Sunt foarte multe, dar fac figuri. Nu, ei se ajută, că sunt ăștia cu pustelunci care vând fier, cumpără fier, vând fier. Există diferența, adică cu fuste lungi și fără fuste lungi? Păi da, păi numai ăștia care fac, are castele. În imaginea noastră a neromilor, asta e femeia romă, fustă lungă, salbă, cercei accentuați, ei cu pălării, cu borurile largi, da. Romii îmbrăcați întotdeauna în ceva negru și cu mâneci albe. Nu, ăia sunt gaburi. Ăia sunt gaburi. Ăia sunt gaburi care pune tablă pe casă. În jargon, gaborii nu se numesc polițiștii? Nu. Nu? Nu. Păi vezi că vin gaborii, parcă așa m-au auzit la un moment dat. A, bine. Da? Nu, nu. Da. Sunt diferite. Deci există și categoria gaborilor, da, în etnia romă. Da, ăștia bine, sunt uite, unguri. Nu știm. Aha. Sunt gabori, unguri. Și pun tablă sunt pe casă. Sunt meseriași. Da. Ăștia, da, sunt meseriași. Cunoaște tradiția asta. Deci sunt muncitori. Dintre cei, și vă întreb amândoi, dintre cei aproximativ 3 milioane de romi, apropo, dumneavoastră, cum vă convine să spun, țigani sau romi? Nu contează, suntem țigani, suntem români. Suntem păi crescuți crescut în România. Nu ni se spune român, nu ni se spune bine, și într-un alt țigan. Fel. Țigan, bun. Țigan. Așa. Din 3 milioane de țigani, câți considerați dumneavoastră că au un făgaș al existenței normale, adică ori muncesc, ori produc ceva, ori au firme și cât sunt șomeri, să spunem așa, și tentați de bună seamă actelor reprobabile, furtișaguri, mai știu eu ce, înșelătorii și așa, cam cât sunt, cam câți ar fi din 3 milioane cu o viață ordonată și restul fără viață ordonată, cam cât credeți? Nu știu, faceți din 3 milioane să fie pe 200-300 care nu muncesc. 200-300 de mii. Da, dar munci și ăștia, dar nu are unde. Pe, într-un fel, da, că trebuie să-și câștige existența. Păi acum, n-are ce și hoția e o muncă. Normal. Dau un exemplu. Acum 2 luni de zile, 1 jumătate, un țigan a furat niște găini. I-a dat 15 ani. Da. E furt calificat. Dar ăștia care fură din bănci, cum sunt? E același furt calificat. Să știți că fapta, din punct de vedere juridic, este identică. Suma diferă. Suma, da? Atât. Păi eu am furat de foame, dar ăla care a luat miliarde. Da. De ce nu îl condamnă? Păi l-a condamnat și pe el. Repet, fapta este aceeași. Furt calificat. Prejudiciu diferă. La cel care fură doar 5 găini, prejudiciul poate fi recuperat mai ușor. La cel care fură o bancă și slavă Domnului avem atâția hoți de bănci, e mai greu de recuperat prejudiciul. În restul, judecătorul, când încadrează în codul penal, are o marjă destul de mică, să spunem, între 7 și 15 ani. E, probabil ăluia cu 3 găini o să-i dea 7, i-a dat 15 pentru că s-ar putea să fi fost recidivist. Atunci i-a dat 15. Dar dacă e, judecătorul are o marjă de cum se spune, de apreciere foarte, între 7 și 15 ani fur calificat. Poți să fur matale bancă sau 3 găini. Domnule avocat, iată, avem aici lângă noi un avocat. Nu pentru asta v-am invitat, că sunteți avocat, ci pentru faptul că dumneavoastră, român, majoritar, cum spun dânsii, faceți parte dintr-o organizație a romilor. Creștin-democrată a romilor. Ce v-a determinat? Exact. Eu am intrat în această asociație datorită faptului, în primul rând, căci domnul Edu Adrian, președintele acestei asociații, este un prieten de-al meu de peste 20 de ani. Îl cunosc ca un om cinstit, ca un om corect,
ca un om care n-a avut niciodată problemă nici cu legea, nici moral, pot să spun, este un om extraordinar. Și ajutându-l la înfăptuirea acestei asociații, juridic mă refer, normal că mi s-a, văzând și entuziasmul acestui om, atunci am spus că de ce nu aș pune și eu o mână de ajutor, de ce nu aș face și eu parte din această asociație, pentru că, după opinia mea, chiar dacă... Avem în imagine, avem fotografii, material filmat din episoade din viața romilor, cam peste tot. Uite, aici o să femeie... Să nu de la biserică. Nu, 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 e o femeie care cerșește, dacă dau colegii mei înapoi. Deci, ba dacă e cutiuța albă în față de pus banii. Se roagă la biserică și cutiuța aia este ce ai pentru... Da? Da. Deci nu cerșește. Nu. Mă rog, acum și dacă cerșea. Dacă... Părerea mea e că și cerșitul, dacă este făcut în condiții civilizate, în fond este... Uite, se roagă. Și în față nu are paharul acela, nu, în care se pune bani. Este o cutie de unt, da. Da, cu sticluță de cei. Aha. Poate la sfârșitul rugăciunii, nu putem ști. Da. Ei, acum hai să zicem că nu cerșea, se roagă. Asta e frumos. Asta e frumos. Deci problema a romilor este o problemă internațională care a trebuit dezbătută la nivel internațional și cred că e continentală doar. În America să știți, și slavă Domnului că ei au aproape o treime din populație de culoare. Deci nu națională, adică nu numai la noi. Da, și vă dau un exemplu. După 90, după 1990, când oamenii au început să plece în alte țări, romii erau văzuți în Anglia ca o etnie discriminată de statul român, de cetățenii români, nu de stat, și atunci îi primeau, le dădeau ajutoare, probabil că îi băgau niște lagăre, nu știu că n-am fost acolo, totul e din auzite, dar sunt oameni care au fost și au văzut și cunosc anumite fapte. Ce se întâmplă de fapt? Pe lângă romii noștri care plecau afară, mai veneau și alți romi din Serbia, din Bulgaria și spuneau că sunt români și că sunt discriminați. Da, da. Și atunci ei s-au mulțit acolo. S-au mulți, foarte mulți, au chiar și în România și locuiesc și în continuare, din Bulgaria, din să Serbia. Să zici că vă dau dreptate. Eu locuiam în vremea aia, în anii 90, în Germania și apăreau cu niște cartoane cerșind pe care scriau că sunt în România. De bună seamă, scriind că sunt în România, i-am abordat pe românește. Da, da. Nu știau românește. Asta nu înseamnă că nu existau și dintre aceia care chiar erau din România și îmi pare rău să o spun, dar aveau o metodă de cerșit foarte agresivă, de-a dreptul violentă, care a agasat populațiile de acolo. Iată, și acum avem imagini de la acel moment al ocupării unei bazilici, San Paolo din Roma. Un act care, cum vă spun, nu a cutremurat, dar a șocat opinia publică, pentru că era pentru prima dată în istorie, sau mă rog, din cât se știe, că un grup de oameni ocupă altceva decât magazine, mall-uri, bănci, ci de-a dreptul o catedrală. Asta n-a fost, nu știu, n-a fost în avantajul nostru a tuturor celor ce provenim din România. Dar e bine că România. Totuși este într-o biserică. Da, e bine. E bine. Ați încurajat așa ceva? Dacă autoritățile... Deci lor ni s-a desființat o tabără ilegală. Da. Există și programe de repatriere. De ce n-au apelat la ele să vină înapoi aici? Eu știu de unde sunt, de la Caracal, de la București. Dumneavoastră mi-a spus că ați avut și știți de unii romi care se duc și, de exemplu, în Italia... Să duc la primărie să ceară o hârtie că vând cultural sau nu știu ceva. Și a spus dumneavoastră că stau acolo, le dau aprobare, le dau tot o lună de zile, nu? Da. Și după aceea ce vreți să facă? Să vină de unde au plecat. Pe aici n-au ce să facă. Păi ce fac și acolo? Poate să facă și aici. Da? Sigur. Da, dar aici nu-i lasă să... Nu e nicio deosebire între România și Italia. Păi aici nu mai sunt bani. De, că ei cerșesc. Deci fondurile pentru romi la România, da. De exemplu, cât un ONG, organizație non-guvernamentală de romi, accesează 2.600.000 de euro pentru un grup țintă de 20 de țigani. Că să duc la ei în casă, le ia o hârtie, un ciorap și nu știu ce. Aceste ONG-uri nici nu intră în comunitate. Da. Nu vor să discute cu liderii din comunități.
Rămân banii, rămân banii pe ONG-urile, salariile lor, ONG-urile totale romilor. Rome. Deci ONG-uri rome, de aici din București. Da, da, asta da. Deja discutăm și se pare degeaba. Nu, eu v-am spus de ce. De ani de zile, da. Unde sunt fondurile europene destinate emancipării romilor. Și dacă ei nu se duc în comunități, da. Să discute cu omul, să-l lea pe țigan, da. Să spună, domnule, trebuie să faci asta, asta și cu asta. Deci ei nu se deplasează. După nu pauză, trebuie să facem o pauză publicitară, vom discuta de încă un episod ce vă este atribuit, și anume vestita, pentru că și în Brazilia a fost transmis, vestita bătaie de la locurile de grătare din Viena, dar după o scurtă pauză publicitară ne vom ocupa și de bătăușii de la Viena. Lumea zice că au fost țigani. Eu am bănuit că sunt romi. Același lucru. Ei bine, veți avea o surpriză. Revenim. Partea a doua, Talk Shock, Traisa, Saditan, adică trăim împreună. Cine? Noi, românii, așa zis majoritarii, cu dânsii, romii, țiganii, desemnați a fi minoritarii. Păi chiar că nici nu mai știi cine e minoritar, cine e majoritar. Suntem deja foarte amestecați. E clar, trăim împreună. De aceea zic eu că nu are rost ceea ce în ultimul timp, din ce în ce mai accentuat se clamează. Ei, țiganii, sunt de vină. S-au furat găind în piață. Ei, țiganii, le-au furat. Da, unde au furat și românii? S-a murdărit o pădure. Ei, țiganii, lasă murdărie în urma lor. Ei, taie copaci. Nu e adevărat. Am văzut și eu românași de-ai noștri neauși, ba chiar cu accent oltenesc, tăind în dragi și păduri, lăsând și mizerii. Așa că, vedeți, și bune și rele le trăim împreună. A ne asmuți unii împotriva altora, în opinia mea, nu poate conduce la absolut nimic bun. A mai fost odată în istorie o asemenea asmuțire și s-a lăsat cu crimă, cu chin, cu tortură, ceea ce n-are voie să se mai repete. Suntem în mileniu 3, o epocă în care nu mai înseamnă absolut nimic, nici culoarea pielii, nici nivelul intelectual, nici obiceiurile eventual diferite, ci sunt acceptate toate. Port o discuție pe această temă a romilor cu domnul Adrian Edu, președintele Asociației Creștin-Democrate a Romilor, domnul Marin Cimpoieru, Liga Creștină pentru Drepturile Romilor și domnul avocat Nicolae Călinescu, român de obârșie, dar membru în Asociația Creștin-Democrate a Romilor, motivația expunând-o domnia sa în prima parte. Spuneam că a mai avut loc o bătălie, o bătaie între două familii, clanuri, nu se știe ce, filmările sunt destul de estompate, la Viena. Toată presa internațională a anunțat bătaie între romi, între țigani, la un loc de recreere, la iarbă verde, în Viena, ceea ce iarăși ne-a întristat. Ia uite, domne, romii aia, iar ne fac figuri, iar ne bagă pe toți într-o găleată. Domnul Braia, vă rog eu frumos să, da? Să discutăm. Ia spuneți, domnul Călinescu, că avocat Călinescu, știi ceva? Și din ce am văzut pe internet, am văzut o imagine care nu e prea clară. Da, da, e filmat cu telefon. Știrea oricum este că au fost două familii de români care s-au bătut între ei. De 40 de persoane. Aici e o greșeală, am impresia. 40 de persoane, două familii. Alta știre care am citit-o spunea asta că... Asta înseamnă cu familiile rome. Da. 20 bine. Într-o curte și bine. 20 în altă curte. Nu sunt imagini clare ca să poți să spui. Dom'le, nu sunt romi. Asta... Numai că o altă știre spuneau că alte persoane, 20 de persoane, au venit peste o familie care stătea la grătar și datorită faptului că nu i-a lăsat să le dea lăutarul să le cânte nu știu ce, alt obicei țigănesc, lăutarul la iarbă verde. Aici zic eu că absolut toate agențiile internaționale de presă au spus că ar fi fost romi, lucru care e posibil, dar dacă n-au fost, într-adevăr, găsesc și eu că este nedrept
să fie acuzați țiganii pentru ceea ce n-au fac ei destule, da, de așa ce? Că nu mai e nevoie. Vă rog, domnul Cărinț. Puteau să fie și amestecați. Puteau să fie, puteau să fie familii mixte. Și atunci, datorită comportamentului lor, ei ne fac pe toți țigani, pentru că s-a împământenit în mintea occidentalilor că țiganii fac rău. Da, s-au bătut cu un topor, toporul a fost aruncat într-un lac, dar cu ocazia, iată, avem și imagini de la fața locului, ca să spun așa, au venit foarte multe echipaje de poliție austriece. Cu ocazia asta s-a stat de vorbă cu șeful poliției vieneze, care a nu știu câta oară a confirmat că ceea ce în anii 90, cum s-ar spune, a dominat piața, și anume țiganii din România care au mâncat lebede în Viena, nu, povestea nu este adevărată. N-a existat așa ceva, nimeni în Viena anilor 90 nu a prins lebede, le-a tăiat și le-a fi mâncat. Este o legendă care s-a născut. Da, intram în magazin și luam mâncare, furam, da, poftiți, hai, ca să înțelegeți. Deci intram în magazin și puteam noi să furăm, cum să zic eu, tot ce vrem noi. Cum să intrăm noi într-un gard atât, da, cu poliție, să sară copiii să ia gâsca, să o mâncăm crudă, sau leba, dar ce vreți. Da, iată, asta, o legendă, da, care a făcut școală și care, de-a dreptul, s-a împământenit, da, permanent, da, să dădea acest exemplu. Și acum, domnilor, vă rog să ajungem la un subiect pe care vreau să-l discutăm neapărat. Și anume ceea ce este denumit Paștele Blajinilor. Și în ultima ocazie a fost acum de Sfintele Paști, la o săptămână după Sfintele Sărbători de Paști, când cei din etnia romă, se pare, adică nu se pare, evident, mai mulți decât în alte dăți, pur și simplu s-au dus în cimitire și au pornit niște chiolhane țigănești în virtutea unui obicei, spuneau dânsii, a unei tradiții. Așa, da, există această tradiție, da, la țigani? Dânsul este tradițional. Există de Paște. Iată, de... avem imagini chiar de la vestitul cimitir din Galați, unde o să vorbim puțin mai târziu. Lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa cum trebuie. Ia spuneți, domnul Cimpoielu, aveți această tradiție? Eu nu știam de ea, de aceea vă întreb. Păi nu numai aici la Galați. Peste tot, peste în toate cimitirele, în toate cimitirile... localităților unde sunt și țigani. Da, unde sunt și țigani, că acum numai și românii se duc la cimitir și fac grătare și cu muzică, nu numai țiganii. Că acum ne-au rodit român cu țigani, armean cu... Bine, înrodirile sunt evidente, însă... Iată, au fost foarte mulți români care au tot așa acolo morminte și care au reclamat. S-au simțit lezați. Era și într-o zi de duminică, când oamenii mai merg la cimitir să aprindă câte o lumânare. Plus să știți, domnul Cimpoielu, că mi-am pus și eu și nu numai o întrebare. Atâția zeci de oameni care se așează la o masă întinsă, cu grătare, iată, cu băuturi, au nevoie și de niște toalete. Da. Bun, și unde se întâmplă evenimentul? Pe celelalte morminte? Nu, orice cimitir. Eu așa știu, că unde m-am dus, orice cimitir au toaletele. Bine, una, două, pentru băbuțe, dar nu pentru chefli. Na, știți și dumneavoastră cum e. Bine că nici... Nu ar conveni să vie pe mormântul meu să facă... Păi vedeți? Da. Aici, într-adevăr... Și asemenea întâmplări, să știți că eu, nu anul ăsta, dar acum vreo 2-3 ani, eu am văzut în cimitirul Bălăneanu de aici din București, unde am și eu, da, un mormânt a strămoșilor mei, și m-am înfiorat când am văzut. Și cine dă vin aici? Administratul cimitirului? Nu, cred că se întâmplă altceva. Dacă dumneavoastră spuneți, și vă cred, că este un obicei, că e o tradiție a romilor, cred că deja, având în vedere numărul romilor, deci și a decedaților, ar trebui să se organizeze, să se instaleze, și asta, iată, v-ar putea fi menirea. Așa cum avem cimitirele armenești, cimitirele evreiești, unde de bună seamă pot fi exersate niște tradiții specifice etniei, tot așa să, da, se facă aici... niște cimitire, da, țigănești. De acord cu dumneavoastră, că de ce? Da. În cartierul Cutare să facă spre un cimitir pentru romi sau pentru țigani. Se poate face, nu? Zic eu, dacă aveți anumite obiceiuri,
care se desfășoară în cimitire. Iată și acest Paște al Blajinilor. Poate ori mai fi și altele. Eu am văzut la un moment dat, tot la o familie de romi, mi se pare, lângă Craiova, se ținea, adică de la nuntă, de unde se ținea nunta, cu toți nuntașii, cu mireasă, cu mire, s-au dus și au mai tras un chef și la mormântul strămoșilor. M-am gândit că ăsta o fi obicei, n-am nimic împotrivă. Da, de bună seamă că atunci se pune problema, doamne, ce facem cu ceilalți? Nu, e treaba că orice țiganul face, orice țiganul, da, într-adevăr, că văd acolo... Vedeți mai asta, cât ai colhanul între morminte. Dar administratorul cimitirului trebuia să aibă câteva toalete. Păi eu știu, poate erau acolo două câte pentru băbuțele care mai vin cu câte dar, o toalete. Dar omul a băut, nu mai și-a dat seama, poate că n-a fost... Are voință pentru el să ducă să-și facă nevoia. A venit poliția comunitară, a încercat să-i îndepărteze de acolo. Doamne, ajută că nu s-a lăsat. Știți că la noi, romii, noi avem un simț și ne rușine de femei să ne ducem să facem nevoia în fața la o femeie sau să ne vadă un copil mic. Că asta se întâmplă și la noi, românii, să nu credeți că noi o facem cu voie bună. Și noi avem un respect mult de tot pentru copii, pentru soții, pentru femei. Dar aici administratorul strică că trebuie să bage... Dumneavoastră, de exemplu, ați fost la Paștele Blajinilor în vreun cimitir? Acum, nu, am fost de Paște La Paștele creștin? Da, dar acum nu, n-am fost... Dumneavoastră, domnule Edu, ați fost la vreun Paște al Blajinilor în cimitir? Așa, uite cum... Ați fost? Și vă simțiți bine așa între cruci? Da, n-am mâncat mici. Între candele... Am mâncat sarmale cu măbăligă. Așa, la o masă întinsă între morminte? Și asta e un obicei cam de când dăinuie. Și administratorul cimitirului. Cam de când dăinuie obiceiul ăsta? E din vechime? 345 de ani. Zău? Da. Uite, n-am știut. Am mai văzut așa când și când. Eu am zis că sunt chestiuni sporadice, dar anul ăsta, într-adevăr, a fost un fenomen. În toată România, aproape în toate cimitirile. Domnul Călinescu, este permis așa ceva? Și acum intrăm și în sfera legalității. Orice este permis atât timp cât se face moral și legal. Păi bun, să întinzi masa unui chef. Masa unui chef și cu lăutar. Și cu băuturi. E voie așa într-un cimitir? Nu știu dacă există o lege în afară de tulburarea ordinii publice care văd că și a reacționat. Mai există și cea amendat pe cei care au făcut cea stipulație care interzice profanările de morminte. Eu nu cred și cam au loc profanări acolo. Obiceiul ăsta a fost numai al țiganilor. Și să vă spun de ce. Sunt născut în Galați. Am copilărit în apropiere de acest cimitir. Aha. Am fost la multe, cred că 3-4 Paștele Blajinilor, că am copilărit până la 9 ani în Galați, după care ne-am mutat în București cu familia. Și mergeam cu ai mei. Vreau să vă spun că pe vremea aceea nu știu dacă venea o familie de țigani în cimitir, la Paștele Blajinilor. Deci mergeam, mama țin minte că ne cumpăra haine noi, ne îmbrăca frumos, mergeam cu flori la mormânt, dar nu se făcea așa ceva ce se vede acum la televizor, ce am văzut acum cu petreceri, cu fum, deja a luat o amploare, adică care aici, deja deranjează. Aici ține de altceva, ține de educație, domnul Braia. Și educația aceasta a început să denatureze și la români, nu numai la țigani. Poate ați observat cea mai bună dovadă sunt multe dintre emisiunile de televiziune, unde se vede clar că absolut avem un grad sau un grad de educație din ce în ce mai scăzut. Absolut. Deja româna noastră a început să... Am trecut prin romgleză și acum se denaturează. Din păcate, totul. Domnule Edu, știu că... asta facem chestia asta. Da? În cimitir să vă deranjăm. Zău? Da, noi vrem să vă deranjăm. Păi, acum să pun o întrebare. Vreți să sar eu pe masă la dumneavoastră? Păi nu, nu așa ce faceți dumneavoastră. Să ne deranjează reciproc. Păi cum adică să ne deranjați? De ce? Ce v-am făcut? E democrație. Păi și democrație înseamnă egal deranj? Nu. Păi democrația ar trebui să fie egal respect reciproc, nu? Păi și ce, cu ce v-am dacă supărat? Spuneți că vreați să ne deranjați. Păi dacă... Dar noi ne-am simțit într-adevăr, și eu, ne-am simțit deranjați. Bun. Da, alte televiziuni. Da. Au dat tot în cimitir cu două trompete, un trobon, niște țărani la mormânt care dansau și mâncau mămăligă. De etnie românească? Nu, majoritari, gagi. Majoritari, gagi, da. Deci avea o trompetă, un țăran ăla prost îmbrăcat,
cu o vioară și cu... Deci erau majoritari. Da. Da? Și cu o familie de vreo 12-15 persoane care mâncau și aveau mămăligă, ceapă, am văzut eu mil. Păi asta rece. Confirmă ce spunea domnul Călinescu. Deci dacă și ei fac, asta e acum, peste tot, asta e. Ce să mai discutăm? Bun, dacă așa o fi obiceiul, dar... Asta e obiceiul. Am și eu, iată, azi, mâine, până august, 60 de ani. Mulțumesc. Dar ce-am văzut acum în ultimii 2-3 ani, n-am văzut în toată viața mea până cimitire. În cimitire era o atmosferă cu cernică, mai te duceai cu o floare sau veneau cu o lumânare aprinsă, mai țineai o slujbă de parastaz la mormânt și într-adevăr împărțeai păhărelele sau, mă rog, farfurioarele de colivă, așa, cozonac și așa mai departe, dar nici de cum cu fleicile pe grătare, cu... Deci mai înainte de chestia asta a fost un film la televizor, se numea Daci. Daci, da. Bun. Decebal, da. Când murea cineva, așa, în familia lui sau din oștenii pricepuți, dansau, mâncau, lăutari, pe mese, pe... Și noi asta am văzut, filmul, și ne-am inspirat. Ah, aveți și noastră... Deci nu mai aveți ce să mai ziceți. Ba, am. Ce ați văzut noastră în filmul ăla se întâmpla acum 2000 de ani. Pe noi așa am rămas. Păi și nu vă supărați, chiar nu se produce niciun fel de evoluție în 2000 de ani? Atunci de ce v-ați cumpărat mașini? Da, dar știți cine a făcut acum? De ce v-ați cumpărat plasme? Nu, eu am televizor mic. Sau, mă, de ce vă cumpărați haine și nu umblați în pieile de oaie de acum 2000 de ani? Păi există o evoluție, domnule Edu, sunt 2000 de ani. Nu se poate să vă comportăm cum am văzut noi în filmul, mai știu eu cărui regizor, pentru că vă atrag atenția, era un film făcut în timpul regimului Ceaușescu. Lui Ceaușescu îi plăcea ruralismul, primitivismul, pentru că el însuși era un primitiv. Și atunci, ca să fie pe gustul lui Ceaușescu, se dădeau asemenea filme, aveți dreptate, care nu exemplificau niciun fel evoluția omului și poate pe mulți i-a împins să reia un stil de viață propriu acum 1500-2000 de ani, ceea ce e absurd. Și aici, iarăși, avem indicii, spunea și domnul Călinescu adineau și am subliniat și eu, ne degradăm. Noi, în loc să evoluăm în civilizație, rămânem tot mai rudimentari în comparație cu alte naționalități și cu alte națiuni. Spuneți scuze, domnul. Aici, care paștilor ăsta, nu știu de ce fel, cât paști... Paștii blajinilor se ține la o săptămână după Sfintele Paști creștinești. Dar ăștia sunt nomazi, nu sunt romi stabili. Au locuință în Galați. Păi da, dar vedeți că sunt cu fuste lungi. Asta înseamnă nomad? Da. Noi nu suntem nomazi, noi nu plecăm cu căruțile, noi nu plecăm cu... Plecăm primăvara, venim toamna. Cam, deci, dintre cei 3 milioane, estimăm că nu știm sunt exact. Mai mult de 3 milioane. Din cei 3 milioane, cât sunt nomazi și cât ar fi nenomazi? Nu pot să dau o cifră... Jumătate, jumătate? Nu, că suntem vreo 24 de... Rom, deci cum se spune, de etnii de rom. 24 de grupuri etnice rome, da, țigănești. Da. Dacă nu sunt mai mult, ursari, căldărari, bidinarii, boldenii, ursari, etc. etc. Dintre ăștia 24, care ar fi ăia nomazi și care ar fi... Uitați, ăștia sunt care... Deci toți care au fuste, n-am știut, toți care au fuste lungi, da, sunt, da, cu căruța la drum? Da, 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 da. E, între timp și-au luat limuzine, rulote... Bine, nu? Și-au luat, eu n-am nici bani de o bicicletă și... Sunteți sărac? Bine, nu spun că sunt sărac, dar vorba vine. Uneori prea mulți, unei ca noi, și la român. Noi, vrând nevrând, mai avem un exemplu, eu știu, un Bercea Mondialu. Da, am înțeles, da. Cioabă. Eu știu, Cioabă. Și vedem niște palate care ne copleșesc. Păi, nu vreau să... Că sunt de prost gust, asta e altceva. Bine, pe domnul câtă Florin... Câtă urărie acolo și câtă marmurărie. Domnul și... Florin spune că are filiale peste tot și în București, domnul Florin Cioabă. Dar dânsul n-are nimic, dar ia bani pe noi, din București. Sunteți o ligă creștină, mai am o întrebare. Cum explicați că deja ponderea etniei romilor au adoptat religii neoprotestante? Deci nu s-au apropiat sau n-au rămas în bisericile tradiționale, ortodoxă, catolică.
ci s-au dus mai încolo de Biserica Evanghelică, ea însăși protestantă, s-au dus la neoprotestanți, penticostal, baptiști, etc., care ori mai fi de da, a șaptea zi. Da, șeful meu baptist, șeful meu. Da. Moise Marin. Deci au, deodată așa, de vreo 10-15 ani, au devenit ba penticostal, ba baptiști, etc. De ce? N-am înțeles asta, nu înțeleg. Exact cum sunt și partidele astea, PD-ul, PDL-ul, PSD-ul, fiecare s-a dus după Ciolan. A, după Ciolan? Da, normal. PSD-ul... Adică la neoprotestant să dau oarește Ciolanașe mai cred că multe. Asta e, altfel... Nu, că m-am mirat. Și văd, mă rog, mai sunt unele culte din acestea care au chiar transmisii televizate și văd că acele săli de rugăciune sunt populate masiv de oameni de etnie romă, țigănească. Dumneavoastră, domnule Edu, ce religie exersați? Ce... Ortodox creștin. Ortodox. Și dumneavoastră, domnule... La fel. Și aveți în organizațiile dumneavoastră neoprotestant, să spun? Deci, dumneavoastră aveți un președinte, dumneavoastră sunteți președintele pe București a acestei da. Ligi. Da. Și președintele pe țară e baptist. Da. Și vă acceptă, rămânând dumneavoastră ortodox? Nu vă, eu știu, într-un fel sau altul, presează ei, să... Mai se duce și el de să treceți la Marția. Mă duc la Joia. De la 4 la 5. Vi se oferă ceva foloase mai mari în față de bisericile ortodoxe? Nu, asta mă duc să cred în Dumnezeu. Eu și așa cred în Dumnezeu. Bine, asta și toată lumea crede în Dumnezeu. Nu că există și o altă dezbatere a acestui prozelitism agresiv pe care îl fac bisericile neoprotestante în zonele Europei de Est. Am depășit însă, trebuie să fac o pauză publicitară și revenim în partea a treia să tragem, dacă om putea, niște concluzii. Peste doar câteva minute. Cum am spus, Raisas Aditan. Da, și în pauză tot împreună suntem. Ne lăsăm tentați de ceea ce vedem în publicitate și consumăm împreună. Români, țigani, maghiari, sași, secui, ce-o mai fi, că suntem tare amestecați în românica noastră. Revenim! Partea a treia, talk shock despre condiția romilor în Europa, în România sau oriunde, împreună cu domnul Adrian Edu, președintele Asociației Creștin-Democrate a Romilor, domnul Marin Cimpoeru, Liga Creștină pentru Drepturile Romilor și domnul avocat Nicolae Călinescu, român, dar membru într-o asociație Creștin-Democrate a Romilor. Domnule Edu, da, uite, trece emisiunea și nu m-am gândit. Coetnicii dumneavoastră, de la o vreme, au devenit și un factor electoral deja decisiv în România. Nu că mai aveți pe aici, pe acolo, câte un consilier local, cum a fost vestitul manelist Adi Minune. Nu! Deja dumneavoastră, etnia dumneavoastră, decide victoria uneia sau alteia dintre candidați. Cum se face? Da. Deci în sectorul 5 suntem majoritari. Noi. Da, e clar, în București. Și dacă primarul Vanghele ridică mâna, noi ieșim toți și votăm. Da? Da. Deci acolo nu are voie nimeni să intre și nici nu va intra niciodată. Dar știți că domnul primar Vanghelie, dânsului se atribuie etnia romă, dar el de fapt de origine evrească. Tatălui da, este evreu. Nu știm. El da? A ținut cu noi... Ne ajută și așa mai departe. Vă ajută? Da. Vreau să vă întreb, să vă spun. Spuneți. Cu pomenile electorale. Da. Peste tot în mass media se vorbește că noi, dumneavoastră, vă folosiți de noi ca... Noi majoritarii, da, eu nu. Da. Așa. Vă folosiți de noi ca la alegeri ne dați 2 kg de ulei, 1 kg de zahăr da, și vă votăm. Găletușe, bun. Da, cam da, ce-ați vrea, da. Ce-ați vrea dumneavoastră sau partidele? Da. Să nu luăm nimic, niciodată nimic. Să mergem să votăm pe un necunoscut? Stați puțin. Eu am votat de fiecare dată, dar n-am solicitat ceva. Sunteți un om deștept. Eu spun de prietenii mei, care sunt romi. Vreau să vă spun ceva. La primăria Capitalei, Sorin Oprescu, primarul Capitalei, a fost ales de oameni. E adevărat. Deci oamenii l-au cunoscut.
pe domnul Sorin Oprescu. Și mi-a să sunteți consilier al primarului, deci nu un consilier general. Nu, sunt consilier pe probleme de etnie romă în primăria municipiului București. Bun. Angajat de domnul primar, Sorin Oprescu. Bun. Deci dânsul a fost ales. Dânsul este un om foarte bun. Dar problema este consilierii generali, care îi pune mereu piedică. Aha. Bun. Cine sunt acești consilieri? Cine? Aleșii noștri. Nu, dumneavoastră i-ați cei ales. Care au dat găletușe, care au m-ați înțeles? Da. Și asta vreau să vă spun. Deci problema este în felul următor. Consilierii de sector nu sunt cunoscuți deloc de nimeni. Deoarece pe o foaie să pune Sorin Oprescu și ceilalți. Deci toată lumea îl votează pe Sorin Oprescu. E adevărat, ceilalți sunt de la partid. De la PDL îl pune pe Băsescu, pe Traian Băsescu, care e un om excepțional. Și consilierii ceilalți. Cine sunt consilierii? Influența pe care puteți să o aveți între co-religionare și co-etnicii dumneavoastră, poate reușiți până anul viitor la alegeri să-i convingeți să nu se mai lase influențați cu un chil de mălai și niște galoși. O să luăm mai multe. Dar vreau să vă spun ceva. Deci acum, da, foarte pe scurt. Acum, la ora actuală, domnul deputat Nicolae Pălun de la Partida Romilor va strânge toți romii și vor vota cum dictează domnul deputat Nicolae Pălun. Deci nu o să mai fie că votul trebuie să fie un act de liberă conștiință. Bineînțeles, nu e bine să voteze cineva cum dictează. Dar deputat Nicolae Păun o să le explice de ce trebuie să votăm cum și să votăm noi. Domnilor, vă mulțumesc pentru foarte pe scurt, o propoziție. Romii mei, țiganii mei, vă rog frumos, trimiteți copiii la școli să învețe carte. Vă mulțumesc. Important este să vină toată lumea la vot. Să dea Dumnezeu să devină toată lumea cetățeni. Și vreau să mai vă spun ceva. Europene. E pe inima mea. Foarte. Da. Deci toți, vă spun acum în direct. Da. Deci repede. Toți țiganii o iubesc pe Elena Udrea. Și frumoasă, și deșteaptă, și orice ar vrea, toți. Bine, domnul Edu, plătiți dumneavoastră. O iubim noi. Plătiți dumneavoastră amenda ce-o primesc de la CNA, pentru n-o că primiți. Facem propagandă unui personaj politic. N-avem voie. Știu, decât în campanie electorală. Eu am zis electorală. Că e o femeie frumoasă. Mă rog, și toți țiganii o iubesc. O fi. De gusti, de gustibus non disputandum. Mie, de exemplu, nu-mi place. Nu mă atrage. Da. Există alte doamne mult mai frumoase, în opinia mea, în viața politică, decât doamna Elena Udrea. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, săptămânalul Timpul, din nou cu titluri care mai de care mai interesante, un singur cuvânt cât un univers, e vorba de o premieră absolută într-un ecumenism, Doamne ajută, este o scrisoare deschisă a Părintelui Patriarh al României Daniel, președintele Sfântului Sinod al BOR. O propunere de-a dreptul oportună a academicianului Sorin Dumitrescu, editorialul de fond semnat Petre Mihai Băcanu, triplă incompatibilitate de bună seamă, referiri la fostul ministru Nelu Botiș, ministrul muncii. Alte editoriale, vai, doamna Rodica Palade, din nou, din titlu mi-a muiat sufletul, nostalgia după Radio Europa Liberă. Da, doamnă, doamne, și ce fel de nostalgie, ce vremuri, când ne încântam doar ascultând printre paraziți acel suflu de libertate curată de la Europa Liberă. Românii au talent, Florin Gabrea, energie eco sau exlocherie cu terenuri, sigur, se întâmplă și așa ceva. Un cercetător român la Oxford, bravo lui, ce ați făcut în ultimii 2 milioane de ani? Iată, s-a născut încă o întrebare. Nu numai ce ați făcut în ultimii 5 ani, ca în anii 90. Moto acestei emisiuni, nimeni nu are putere împotriva adevărului decât pentru adevăr. Ne spune Apostolul Pavel în Epistola 2 către Corinteni, capitolul 13. Ne revedem din nou sâmbătă la ora 18, luni în reluare de la ora 15, altfel în orice oră și minut pe site-ul nostru al postului N24+, și anume www.n24plus.ro, unde de bună seamă așteptăm și mesajele dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, dragii mei, nu uitați, măcar din când în când, câte o rugăciune. Doamne ajută!